Drobeta Turnu Severin a găzduit pentru a treia oară consecutiv campionatul balcanic de culturism și fitness. Bineînțeles, aurul a rămas în municipiu datorită Adinei Vașcu, care a fost declarată încă o dată campioană balcanică. Rezultatele de excepție nu vin peste noapte atunci când vrei să devii campion național. Asta se întâmplă și în cazul Adinei Vașcu, care de fiecare dată se întoarce acasă cu medalii de aur. De această dată, Mehedințeanca a obținut locul 1 la categoria Fit Models în cadrul campionatului balcanic de culturism și fitness. Este al doilea an consecutiv când este declarată campioană balcanică. În ultimele două săptămâni am participat la două concursuri importante. Am început cu Cupa Balcanică, ce s-a ținut în Serbia, unde am participat pe două categorii. Bikini Fitness Senioare, unde am obținut locul 2 și Bikini Fitness Masters, peste 35 de ani, unde am obținut locul 3. Iar cel mai important și care a contat pentru mine și vroiam să-mi păstrez titlul de campioană balcanică, a fost campionatul balcanic ce s-a desfășurat weekendul trecut la drobeta turnu Severin, unde am obținut titlul de campioană balcanică pe categoria Fit Models. Această competiție balcanică a oferit municipiului o imagine importantă pe harta sportului european. Drobeta Turnul Severin a fost vizitat în acest weekend de sute de oameni din diverse țări. La acest eveniment au participat președintele Federației Române de Culturism și Fitness, Gabriel Toncea, dar și președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness, Rafael Santoja. Iată-ne că am ajuns să punem în drobeta turnul Severin pe harta fitnessului și culturismului, nu numai național, ci, ci și internațional. Este a, al treilea campionat Balcanic pe care îl organizăm în turnul Severin, dar față de celelalte campionate, acesta a fost mai deosebit deoarece a avut ca invitat pe însuși președintele IFFB, dr. Rafael Santosa. Vă dați seama că este onoare pentru Drobeta Severin, pentru noi, pentru acest sport, să, -am, să avem invitat pe uh, Rafael Santosa, deoarece el, în Federația IFFB-ului, are ca membri 203 țări. Să zicem că este cea mai mare federație din, din lume. Dânsul a vizitat, uh, bineînțeles, uh, toată lumea. Și uite că a ajuns și în orășelul nostru să, fie, să aibă onoarea să fie vizitat. A fost foarte încântat de oraș, i-a plăcut. Obiectivul meu și scopul meu a fost să îi arăt cât mai multe obiective turistice. L-am dus chiar și pe clisură, la capul lui Decebal, tabula rasa, deci avem foarte multe obiective, a fost foarte încântat de ceea ce a văzut. Ce să spun, la muzeu nu mai puteam să-l mai scot de acolo. Rafael, avem o competiție, vai dacă de mult îmi place, vai ce istorie frumoasă aveți. A rămas foarte, foarte impresionat și chiar ne-a făcut promisiunea că la anul să vină iar. Nu te întreba ce face comunitatea pentru tine, întreabă-te ce faci tu pentru comunitatea din care faci parte. Acesta este sloganul lui Alex Ivașcu, care își dorește să arate orașul său întregi lumii. Cu ajutorul și implicarea autorităților locale, Drobeta Turnu Severin a dovedit că este un partener loial al sportului, iar de această dată a intrat în istoria culturismului și fitnessului.